Salut și bine ați revenit la un podcast Oameni în Spațiu, podcastul despre oameni, oraș și societate. Eu sunt gazda voastră care fiecare dată Radu Negoiță. De data asta avem cu noi pe Radu și Ștefania Târcă de la Studio Gofora, care fac un lucru deosebit la Gofora, pentru că dintr-o stațiune puțin prăfuită, dar cu mare potențial, și grație eforturilor depuse de cei doi, împreună cu echipa lor, orașul începe să se dezmorțească încetul cu încetul. Bine ați venit alături de noi! Bine v-am găsit! Ați observat că de-a lungul timpului am avut invitații, arhitecți cu experiență, cu portofolii foarte reușite. De data asta avem alături de noi pe cei de la Studio Gofora, care sunt o firmă destul de proaspătă, sunt tineri arhitecți proaspăt ieșiți din Facultatea de Arhitectură. Întrebare, de ce merită să vorbim despre cineva atât de nou? Oare ce am putea să învățăm de la ei? Răspunsul este, pentru că ei fac lucrurile într-un mod foarte inedit. Noi am pornit de la Gofora și ca nume central în activitatea noastră și am vrut să reflecte asta în munca pe care am depus-o, de fapt. Pentru că e fix asta, de a porni de la zero și a construi ceva care are un potențial și a construi pe niște baze, pe niște calități, de fapt, asta ne dorim. Gofora a fost înființată așa pe premisele unui oraș ideal și încă poți să vezi asta când mergi acolo, adică stațiunile în general de secol 19 aveau atributul ăsta că au fost construite de elite pentru bunul lor mers al vacanțelor pe care și le petreceau vara. Și erau așa un fel de refugiu în care ele se mergeau și căutau fix chestia asta, un oraș ideal la limita dintre natură și mediu construit. Și aș mai completa eu un pic față de ce zicea Ștefania. Cred că ce face diferit la Studio Gofora e faptul că nu e doar, adică sigur, am plecat cu gândul unui birou de arhitectură, dar am ajuns de fapt la un ONG. Studio Gofora pe moment, adică a devenit un ONG propriu zis, deci care se ocupă de politici publice și evenimente culturale pentru oraș și încearcă să înțeleagă cam tot ce presupune arhitectura de vilegiatură, cum se locuiește, pentru că mai presus de toate, în afară de o stațiune, Gofora e un oraș, adică are propria logică, funcționează și pe timpul iernii cu locuitorii săi, deci trebuie să ai ce face și atunci, deși nu se întâmplă tot timpul asta. Nu este singurul caz din țară de stațiune balneară și vis-a-vis de asta, practic, noi am fondat Atelier Gofora, care devine practic divizia de arhitectură. Și atunci, practic, centrăm în jurul cuvântului Gofora partea de arhitectură dedicată și partea de ONG care se ocupă de studii, de analize antropologice, sociologice. Deci, practic, voi sunteți un colectiv mai mare, că am văzut despre colegii voștri pe site, da. Și superputerea voastră este că reușiți să faceți niște analize cuprinzătoare care să interpreteze corect contextul, încât arhitectura voastră să dea un răspuns exact adecvat nevoilor locului. Da. Și ne-am dat seama că nu e doar despre locul ăsta, adică cercetând situația stațiunilor balneare și din punct de vedere istoric, dar și actual, ne-am dat seama că nevoile sunt mare parte cam aceleași. Și aici putem vorbi foarte mult despre asta. Și de asta vreau și să ajung când am zis despre orașul ideal, că ce înseamnă ziua de azi un oraș ideal? De fapt, înseamnă un oraș care să continue, de fapt, niște calități și care se bazează pe o cercetare interdisciplinară, ce zicea Radu, adică nu ne uităm doar la arhitectură, ne uităm la toate părțile unui oraș, cum funcționează și social și... Genius loci, Norbert Schultz ar zice că aveți tupeu. A doua întrebare, apropo de cei de la Atelier Gofora, ar fi ce lucruri fac ei altfel? Și întrebarea asta poate să aibă un răspuns tot sub formă de întrebare. Cât de des vedeți un pavilion în proximitatea Bucureștiului, care este făcut din lemn și unde poți organiza, să zicem, și un eveniment de tip matrimonial, dar în același timp poți avea acolo și o locuință. Care este lucrul în care stă cel mai mult arta voastră, dar de arhitecți doar de data asta? Am văzut că ați făcut ceva foarte fain cu Vila Ivanovici, care este o minunăție de construcție de vilegiatură care stătea să cadă, ați reușit să o asigurați. Probabil că ați făcut și un scan 3D. Și partea de restaurare din lemn, cine se ocupă de ea? Voi?
Vila Ivanovici a fost printre primele proiecte pe care le-am demarat cu Studio Govora chiar la început de tot. Și a fost așa foarte spontan, pentru că tocmai la începutul activității am aflat că INP-ul a pus la dispoziție fondurile prin timpul monumentelor pentru intervenții de urgență. Și Vila Ivanovici era singurul monument din Govora care aparținea primăriei. Și atunci așa s-a legat foarte bine treaba cu Vila Ivanovici, dar fondurile au fost obținute doar pentru intervenția de urgență și pentru studii de fundamentare, adică scanare 3D, studiu geotehnic și intervenții de supraveghere în timp a degradărilor, adică s-au montat niște... Am înțeles, și senzori. Da. Tot e ceva. În afară de aceste studii preliminare, a fost intervenția propriu-zisă, care a însemnat înlocuirea învelitorii, punerea în siguranță a corpului secundar, acolo au fost, de fapt, intervențiile principale. Ce asupra clădirii. Da, iar după aia, pe corpul principal, au existat, practic, acești 380 de popi, care, cu ajutorul unor eșafodaje din lemn, susțin planșelele. Toată practic. Structura este din lemn. Da, este o structură 380. Mixtă de zidărie și lemn. Da, dar lemnul e principal ca element constructiv acolo. Și dacă aș putea să completez tot așa în continuarea Ștefaniei, prima noastră intervenție a fost un foișor interbelic, singurul care mai exista practic la Govora și era cel o din parc. Cel, nu, adiacent parcului, așa. Mai exista da. Tot așa o limbă construită. Cel verde, nu? Da, cel verde. Și ne-am dat seama că poate că ar fi cel mai bine să începem acolo. Deci tocmai ce terminasem facultatea și vreau și noi să învățăm cum e să lucrezi pe structuri istorice și lemnul ne-a fascinat pentru că e peste tot în Govora. Da. Atunci a venit practic la pachet cu foișorul și Vila Ivanovici. Asta s-a întâmplat cred că pe parcursul a 9 luni. În timpul pandemiei. În timpul pandemiei, da. Când, mă rog, am scris împreună cu Irina Leca, colega noastră, mai multe și cu asociația Arhe atunci care ne-a ajutat foarte mult niște proiecte culturale pentru a repune Govora cumva pe un circuit cultural mai bine definit, să zicem. Și tot având atât de multe informații de arhivă, tocmai ce terminaseră în diplomele, diplomele ambele sunt făcute pe Govora, au fost bine primite, am zis că, sigur, pasul natural a fost ăsta și am avut foarte mult ajutor cumva pe parcurs. Iar cred că ce ne-a plăcut foarte mult și ne place în continuare este cum putem lucra prin adiție asupra clădirilor istorice. Deci, în afară de logica asta conceptuală, nu, de restaurare și de ce poți face cu o clădire istorică să o revalorifici, noi ne-am pus tot timpul problema asta de cum se poate extinde cu foarte mult bun simț, de fapt, totul. Trebuie să înțelegi contextul în care există, de apropo de genius loci. Pentru a readuce în timpurile moderne exact. A unei facilități da. Arhitecturale. Și cum am văzut că în țară există și multe exemple de bună calitate, ziceam, dar există și foarte multe exemple care nu au ieșit calitate, da. Deloc bine. Ne-am pus problema că de când eram studenți, ok, deci avem o parte de patrimoniu destul de importantă la Govora și atunci acum am putea, dacă va veni vreodată momentul acesta de resetare foarte clară a orașului, cum se poate extinde? Cum poți propune exemple de bune practici? Da. Păi da, și mai era și chestia asta că având atât de multe clădiri care nu erau într-o stare bună și nu sunt într-o stare bună, mă rog, tendința tuturor proprietarilor e să zică nu mai putem să facem nimic cu ele. Podem jos, facem altă mai frumos. Nou. Da. Și de fapt, noi ce ne-am pus problema, și asta e una din căutările noastre cele mai intense, ce zicea Radu, cum faci o clădiri istorice să corespundă standardelor și gusturilor actuale. Da. Da. Și să le și păstrezi. Și cel mai important, cum îl faci pe omul ăla să-și dea seama de bijuteria pe care exact. Se pregătește să o spargă. Da. Și sigur, trebuie spus că niciodată o investiție de genul ăsta nu e una mică, da, dar rezultatele tot timpul se văd foarte bine. Sigur, după ceva timp, se întâmplă ca la o casă normală, pleci de jos și termini într-un an, doi, dar credem noi că finalitatea este una deci, foarte practic, clară. Pe scurt, voi sunteți chirurgii construcțiilor vechi
și care faceți și chirurgie plastică și implanturi, ca să zic așa, pentru adus în secolul 21, nu? Așa, da, vrea să ne specializăm, așa, dar... Da, așa. Avantajele modului în care pun problema și lucrează cei de la Atelier Govora țin de faptul că reușesc să se familiarizeze și cu ce aduce de valoare arhitectura veche, arhitectura de vilegiatură din stațiunile vechi ale României, dar se ocupă în același timp și cu arhitectura contemporană. Prinderile la lemn, o să vedeți că ne spun și ei, sunt diferite la arhitectura veche față de arhitectura nouă. Unul dintre avantajele pe care le aduc ei este că învață dintr-o parte și aplică și în arhitectura contemporană. Deci pe lângă faptul că se ocupă de o bună armonizare a obiectului de arhitectură în peisaj și în contextul urban, reușesc să tragă din înțelepciunea vechiului pentru a o folosi în contextul noului. Învățăm, adică asta pe, sigur, cumva logica intervențiilor de la Govora ne-a dus pe partea asta de studiu al tehnicilor vechi, dar acum a trebuit la un moment dat să răspundem și unor cerințe contemporane. Dacă am vrea să facem, de exemplu, un pavilion de evenimente și am vrea să-l creăm pe o structură rafinată, contemporană, care să răspundă, de fapt, cerințelor actuale. Și să ajungeți cu el la anul ăla de arhitectură, să luați un premiu frumos, da. Așa? Dar să nu creezi tot timpul doar în binări tradiționale, pentru că nu e timp, normal, nu sunt tot timpul bani și așa mai departe. Cum faci? Da. Și, practic, am ajuns să studiem și partea de lucru cu lemnul contemporan. Așa că, deocamdată, cred că suntem în plin proces de învățare. Pe partea, de exemplu, de arhitectură tradițională sunt extrem de multe lucruri de învățat. Categoric. La lemn, adică... O viață întreagă. Da, da, da. Încercăm din ambele părți să sunt avem binați, mai multe... tradiția cu modernitate. Pentru că e greu, nu? Da, ok, trebuie să restaurezi cu tehnica tradițională acele clădiri care au folosit aceste tehnici, dar ca să construiești de nou cu aceleași tipuri de chertări și să faci din nou... Ar trebui să ai oameni care să știe să fac chertările exact, acodate și... Ori problema asta a meșteșugarilor este absolut... Mai ales în zona lumnicului, e foarte complicat și costurile de asemenea sunt mari. Așa că nouă ne place și tehnica asta. A modernului. Da. Îl cunoașteți pe Patrick Bușa? Da, am regăsit în pavilionul vostru, ăsta despre care ați vorbit acum și de curând, abordarea lui, pe care a făcut-o la un manej, dacă nu mă înșel. Era tot o structură drept, doar că era de mai mari dimensiuni decât ce ați făcut voi. Și ce mi-a plăcut la interior la el, mi-a plăcut foarte mult și la interior la voi. Ați lăsat structura aia să se vadă atât de frumos și ați făcut structura să lucreze cu corpurile de iluminat și cu masa și cu restul și cu ferestrele, încât cred că acolo, nu știu, sunt doar nunți care nu se soldează cu divorțul sau chestii. E de nunți, nu? Nunți, botezuri și retezuri. Da, da, evenimente de tot felul, dar mai mici și mai retrase. Asta a fost tema. E lângă București, nu? Unde se poate vedea? București, e undeva lângă comuna Snagov, într-un sat al Snagovului. Am vrut să avem o structură cât mai flexibilă, adică, ok, chestia asta cu evenimentele se poate petrece, poate funcționa pentru o perioadă, dar în același timp construcția asta ar trebui să rămână acolo mai mult timp, indiferent ce se întâmplă cu ea și să poată acomoda mai multe tipuri. Ce altceva în afară de evenimente de genul ăsta? Poate să fie și locuire, poate să fie și... Înțeleg. V-ați gândit și la asta? Da. Deci e ceva gândit din start, din faza de concepție și proiectare, să fie și multifuncțional, adică să poată să fie locuire slash evenimente. Slash orice teme putea gândi că poți să faci în mediul rural, adică și ideea asta de lemn a venit tot din tradiția asta de a construi cu lemn, că mediul rural de obicei erau construcții din materiale... Acum sunt din foarte mult poroteam. Da, exact. Turbo-urbanismul ăsta. Adică exact. Care preia foarte mult din vechile valori. Și, da, cred că mai de spus că și în cazul pavilionului de vară am încercat, de fapt, să lucrăm tot cu peisajul. Asta e una dintre lecțiile comune pe care le-am învățat și le învățăm de la Govora. Și țin minte, când eram studenți, am fost puși în criză, mai ales când am dat diploma. Sunt temele astea cumva generice prin anul 4, nu la arhitectură, unde ai un hotel la mare, un hotel la munte. Da. Dar la un moment dat, la Govora, am întâlnit chestiunea asta a clădirii care stă
cumva pe o pantă la care s-a lucrat conceptual de la bun început, s-a creat o foarte frumoasă grădină, eventual un parc lângă, dar în spatele ei ai toată această pădure naturală. Și deci, practic, e ea împreună cu înconjurată de diferite tipuri de vegetație, să zicem. Cum lucrezi cu astfel de clădire, de fapt, care nu are un context construit alături, nu are vecinătăți, da, dar care reușește să complimenteze foarte frumos silueta orașului, se integrează foarte bine în peisaj, cum se zice, nu? Și ne-am dat seama că e foarte complicat, de fapt, să creezi, să-ți creezi propriul context astfel încât să nu deranjezi. Deci dacă ar fi să recapitulăm câteva idei principale din ce mi-a spus până acum, din superputerile voastre, un client ar trebui să știe că voi sunteți buni la și de acum înainte continuați voi. Un client ar trebui să știe că noi căutăm în primul rând calități spațiale, căutăm să apreciem contextul. Asta e o condiție esențială pentru noi, indiferent că e context natural, indiferent că e un context urban. În primul rând, proiectul pleacă de la ce există pe sit și asta încercăm să o ducem la potențialul maxim, adică... Să lucrăm cu diferite tipuri de materiale care, de fapt, să ajute... Lemzidărie, da. Să ajungem, de fapt, la un tip de imagine care să vină, de fapt, în ajutorul ăsta și a beneficiarului, dar și al contextului, al mediului construit imediat. Chit că e vorba de București, chit că e vorba de zone din afara Bucureștiului. De arhitectură, de vilegiatură. Da, da, da. Cum ați explica unui client importanța lăsării arhitectului să se ocupe de toată partea aia de lemn, de la o construcție veche sau chiar de la o construcție nouă pe care vrea el să o facă, dacă își dorește un pridvor sau o reinterpretare de pridvor de felul ăsta, să vă lase pe voi, în loc să vorbească direct cu un băiat pe care știe care are, nu știu, fabrică și face lemn frumos. Să știi că suntem foarte despuși în situația asta. Ai putut, da. Chiar săptămânile trecute am fost sunat la un moment dat de un domn și care mi-a zis, am citit despre voi, cred că sunteți singurii care îmi pot oferi un tip de proiect ca în perioada interbelică unde să fac și asta și asta și pridvorul și... Și când de fapt încep să discuți cu tipul acesta de beneficiar care, pe de-o parte, cred că trebuie ajutat, pentru că există bune intenții acolo, dar nu înțelege foarte clar că în ziua de astăzi să construiești ca în perioada respectivă necesită un efort substanțial. Însă, la ce lucrăm noi cu ei, mai întâi să-i facem să conștientizeze de fapt care sunt nevoile lor. Uh-huh. Părerea mea e că înainte de asta tema e foarte importantă, adică vrei o casă, într-adevăr, care să răspundă unei anumite cerințe, ești lângă pădure, ești lângă oraș, vrei să ajungi acolo până în casă cu mașina, poate ar fi bine să o lași un pic mai departe, ce înseamnă să plantezi, cum poate lucra împreună cu grădina. Și deci încercăm să explicăm că nu cas, proiectul casă e tot. Și integrarea tuturor elementelor care reprezintă decorul vieții omului de zi cu zi. Și că elementul stilistic, sigur, are și el o importanță foarte mare, dar de multe ori încercăm să le explicăm cum se treaba cu pastișa asta. Adică încercăm să le explicăm că avem arcade trilobate ca în perioada interbelică, dar una e să o faci din polistiren acum, și una e să o faci din zidărie folosind tiranți și toate... Și acum o fac avocatul diavolului. Dar ce are, domnule, dacă eu o fac din polistiren? Ce răspuns? În sine, nu cred că e așa o mare problemă dacă vrei să te referi doar la materialitate, nu știu, deși nu suntem mult neapărat de acord și putem explica și dezvolta asta, dar e ceva ce se pierde, de fapt. Se pierd proporțiile, se pierd anumite lucruri evidente, profunzimea asta profilaturilor, modul cum funcționează, cum relaționează cu tâmplăria. Deci ține cumva de un studiu al fațadei pe care arhitecții atunci îl făceau și pe care îl puteau discuta cu meșterii respectivi cât să... Încercăm să explicăm rațiunile din spatele tipului de element pe care el invocă beneficiarul respectiv, dar și câteodată înțelege. Și încercăm să-i explicăm prin scenarii. Adică când ne punem la masă de lucru, explicăm, uite, ce se întâmplă dacă, ce se întâmplă dacă, ce se întâmplă dacă și cum pot fi interpretate contemporan
Pentru că, de fapt, toată logica asta a dantelărilor vine cumva și pe logică modulară, dacă stăm să studiem ce înseamnă arhitectura de bilegiatură, adică ne uităm la toate fațadele astea foarte frumos compuse pe registre, da. Îți dai seama că, de fapt, cu ajutorul unui element de câmp și a unuia de colț, prin repetiție s-a creat dantela pe registre diferite. Da, și da. Deci nu e nevoie acum să devenim în 2024 flamboianți așa și să ne uităm la o față să zicem trebuie cu de toate făcută, pentru că, de fapt, sunt niște reguli mai clare. Cu alte cuvinte, tehnologia atunci permitea, în cea mai bună formă sa, să scoată așa ceva. Tehnologia acum permite să scoate ceva mult, mult peste. Exact. Și nu mă refer neapărat mult peste, din punct de vedere strict al dantelăriei, că poate ar putea să fie mai sărac în dantelărie, dar e vorba că poate să fie mult mai expresiv altfel. Da. Și că oamenii trebuie să se adapteze la un moment dat la timpurile lor. Pentru că la un moment dat mă întreabă cineva, doamne, dar de ce nu faci o casă fixă așa? Și mi-a arătat o poză cu o casă neoromânească. Și eu am întrebat, dar tu de ce nu conduci un faeton din ăla de la 1890? De ce conduci un Mercedes nou? Că poți să mergi cu ăla. Aia era cel mai bun pentru atunci. Ăsta e cel mai bun pentru acum. Materialele de construcție contemporane au fost făcute cu o anumită logică și trebuie să le folosești în logica respectivă. Și acolo un dozaj minim, de fapt. Adică nu... Dacă chiar îți place, poate, un conac, sunt atât de multe clădiri abandonate și care există, da. Să fim serioși, adică trebuie peste tot. Trebuie să mergi cu banchierul tău. Da, sau, mă rog... căsuțe mai, da. Case mai mici și în oraș și unde se poate lucra foarte frumos. Pentru oamenii care sunt pasionați sau, mă rog, le place această estetică istorică, le recomandăm să-și caute o casă cu adevărat istorică. Adică, din nou revin la Govora, se pune problema acum unui nou plan urbanistic general, nu, și a creșterii orașului la nivel de hectare de teren care se intră în intravila, nu, și e o situație paradoxală pe care lumea nu o sesizează mult neapărat. Când tu ai undeva la 60% din patrimoniu istoric nefolosit în centrul orașului, cu un potențial incredibil, de fapt, dar tu vrei să extinzi pe nu știu ce alte dealuri, tocmai pentru a crea perspectiva asta a construcției de 5 case răsfirate pentru o priveliște mai frumoasă asupra pădurii. Alte exemple de altfel, marca Atelier Govor. Păi am putea enumera câteva, deci sigur că noi, nu ne place foarte mult și arhitectura contemporană, deci asta trebuie spus, pentru că avem această problemă și a percepției noastre, că lucrăm numai cu clădiri vechi. Numai că credem că arhitectura trebuie făcută, practic, și ca răspuns pentru perioada actuală. Noi, de exemplu, acum suntem angrenați în proiecte de scară medie, aș putea spune, de la un anumit tip de cartier rezidențial cu tipologii constructive mai speciale, pe care încercăm să croim, de fapt, un tip de calitate a locuirii mult mai în regulă. Nu am ajuns încă să-l facem public, dar pentru că încă e în lucru, nu am ajuns propriu-zis la momentul șantierului. Sunt tot felul de locuințe colective în construcție. Acum avem și un apart hotel care se construiește la Călimănești și cred că în următoarele două luni va fi gata. Și acolo am încercat să lucrăm cu spiritul ăsta al locului, cum să zic. E o clădire care e îmbrăcată practic toată în piatră naturală. Am reușit să avem această negociere cu beneficiarul. Dar îmbrăcarea asta, de fapt, e la Păușa. Înțeleg. Practic, destul de aproape de apă. E un P plus 1 plus mansardă, de fapt. Numai că am reușit, da, mică, am reușit cu ajutorul secțiunii... Știi, cu lângă ea. Da, felicitări. Un horn. Gata, da, știu. Da. E undeva, e o mică curbă pe lângă ea. Da. Foarte fain. Da. Deci, cu atenția asta asupra materialităților, asupra calității spațiului construit, noi lucrăm acum în paralel și pe partea asta de clădiri istorice, dar și pe partea de arhitectură contemporană. Mi se pare foarte important să existe relația asta pentru un arhitect, adică la un moment dat să se concentreze doar pe... Și din nou, ca să poată să-și ia din tehnologiile vechi ce are nevoie să știe pentru nou. Și să înțeleagă și care e percepția asupra arhitecturii în momentul actual, adică chiar dacă lumea, cum spuneai și tu, ar vrea să cumpere tot felul de clădiri istorice, poate că nu-și permit, poate că beneficiază de un anumit tip de buget, dar ar vrea să, nu știu, poate creeze ceva contemporan, dar cu mult
mult bun gust. E că oricum ar fi, trebuie să rămâi în prezent, nu contează. Clădirile istorice, într-adevăr, sunt o valoare și orașul ar trebui să le păstreze și să le integreze cu orașul contemporan, vorbesc. Dar, pe de altă parte, clădirile noi au la fel de mult, un rol la fel de important. Deci nouă ne plac ambele mize, deci asta e foarte clar și tot încercăm din vest puteri să continuăm pe ambele fronturi. Vom vedea la un moment dat că va veni și un moment când probabil vom rămâne pe mai focusați pe un anumit segment. Tot acum împreună colegii noștri am reușit să parafăm studiul istoric pentru Pugul Orașului Govora. Felicitări! Da, mulțumim și acum practic lucrăm și la scara asta, să-i spunem macro, nu? Adică asupra orașului, încercând să învățăm de fapt tot ce presupune dinamica urbană pentru o stațiune precum Govora. Și deci pleci din zona clădirilor singulare, nu? Unde gândești un partiu, pe lot. Și cam asta este. Normal. E o poveste generală, nu e doar o poveste locală. Da, și povestea asta locală provine și din faptul că, punând atât de multă presiune pentru o dezvoltare, credem noi, coerentă a orașului, uite, la Govora, de exemplu, e pentru prima dată când s-a creat o comisie de urbanism a orașului. Chiar și în perioada interbelică nu a existat, deși era un tip de urbanism peisager foarte bine ținut în mână. Astăzi și Govora se confruntă, la fel ca multe alte orașe, cu dezlinarea asta. Da, prezentului. Da, da. Bun, ce vă face pe voi atelierul Govora să vedeți lucrurile cum le vedeți? De ce vă complicați cu viața atât și mai simplu? Studiind foarte mult în timpul școlii partea asta de restaurare de clădiri, dar și de clădiri noi, ne-am dat seama că avem o problemă să explicăm oamenilor de lângă noi, părinților, oamenilor care nu sunt de profesie arhitecți, nu, sau constructori, ce înseamnă să construiești. Adică am pus problema asta. De ce apar clădirile astea atât de urâte și care... De ce nu e ca noastră? De ce nu există o coerență anume? De ce nu e în Croația? Și atunci, odată ce am părăsit logica școlii și am intrat pe făgașul ăsta al arhitecturii construite, ne-am dat seama că merită să lupți pentru seriozitatea intervențiilor tale. E foarte greu, trebuie să știi să negociezi foarte bine și dacă ai valorile astea în care crezi, poți ajunge la un moment dat să convingi prin pasiune, prin entuziasm și oamenii din jurul tău să construiască așa. Sigur că am trecut și prin momente când nu am avut de lucru pentru că am refuzat, trebuie spus și de capul locului asta, adică nu am vrut să facem tot felul de alte prostii, pentru că se găsesc, din păcate, oferte multe. Și ne-am căutat noi de lucru, adică, spre exemplu, am făcut ghidul de bune practici pentru Govora, tocmai în ideea asta de care zice Radu, prin care încercăm în ghidul respectiv să explicăm oricărui om de ce, om, de, ce de ce așa și de ce nu altfel. Și după aia, sigur, noi suntem încă foarte tineri, cumva, adică suntem la început, construcțiile noastre nu foarte multe, dar credem noi serios făcute vor ajunge la un moment dat să fie și finalizate și putem demonstra că, uite, ce înseamnă să construiești în timp. Da, cu încredere și să îmbătrânească frumos și să fie plăcute beneficiarilor, adică să fie mulțumiți de ce a ieșit la final. Și pentru oraș. Și pentru oraș. Și acum sigur, spus-o voi. Da. Acum întrebările relaxate de final. Da. Unde ați merge în lume în momentul ăsta, dacă ați putea, oriunde și de ce acum? E ceva ce ne-am propus de mai mult timp, dar n-am apucat. Aș merge să văd stațiunile din Franța, pe care le tot comparăm cu Govora. Pentru că asta e o arie de studiu tangențială pe care noi ne-am format-o. Știți cum se zice? Vă întindeți stațiunile din Franța? Adică, cu alte cuvinte, luați jobul cu voi și în vacanță. Da, exact. Și eu aș vrea să merg, sincer, să vizitez modernismul interbelic din Germania, Cehia. Dar știi că și vin la noi să vadă maghiarul. Am văzut la un dat un prof din Austria sau din Germania, era cu studenții la arhitectură, au avut o scarnețele și ăsta le explica, uite, cu tare. Și după aia am aflat de la doamna Derer de la facultate că modernismul românesc este considerat, alături de cel din Cehia,
cam cel mai reușit de pe tot continentul. Ceea ce, nu știu, având concurența belgiană, concurența franceză și așa mai departe, e o realizare extraordinară în sine. Bun, ce înseamnă timp liber la voi? Deocamdată, deocamdată nu putem să zicem că avem foarte mult timp liber. Sport. E o lipsă în vocabular. Da. Sport. Foarte bine. Sport atât cât se poate și mici excursii în țară, în afara țării. Da, tot pentru studiu. Da, sport. Tot pentru studiu, mulțumesc. Cum o vedeți în 30 de ani, peste 30 de ani de profesie? Mai sportiv ca acum? Cu siguranță. Mai tineri, cu siguranță. Da. Și sperăm cu și mai mult entuziasm, dar, într-adevăr, entuziasmul să vină și cu un dozaj din ăsta foarte clar între tot ce înseamnă viața. Da. Eu sper mai la mai multă susținere pe partea asta administrativă, sincer să fiu. Sper să se mai rezolve. Da, din punctul ăsta de vedere, cred că mai e foarte mult de lucru, dar așa profesional vorbind, înconjurați de foarte mulți colegi și mai tineri, e dornic să învețe și să continuăm, de fapt, toată munca și asta începută. Și să niște roțile în aceeași direcție. Da, adică deja avem foarte mulți studenți care vor să vină alături de noi, cumva să ne ajute pentru partea asta de arhitectură, de vilegiatură, ce se întâmplă la Govora, să învețe despre cât de multe lucruri se pot face. Am avut un dialog foarte interesant cu Ana de la Herculane. Sunt convins că aveți multe experiențe de împărtășit apropo de refugiu clădiri istorice. Da. Ne cunoaștem. A, vă cunoașteți? Da. Perfect, mă bucur. Și ea ține foarte mult legătura din ce știm cu colega noastră Irina. Irina Lecau, care noi i-am cofondat Studio Govora, e istoric de artă și e pasionat de managementul cultural, deci de tot ce înseamnă Artileria grea, da, tot ce înseamnă partea asta și tot timpul există dezbateri între noi despre cum se pot face lucruri. Noi încercăm să ne canalizăm pe cenzorul. Da. Înțeleg. Noi ne focusăm tot timpul partea mai tehnică, vrem să... Da, și mai are momente când ne spune, vedeți că sunteți prea arhitecți, vorbiți prea... Da. Și a ajutat, sincer. Povesteam într-un alt interviu la un moment dat, când am ajuns la Govora și când am început să... S-a creat fermentul ăsta și lumea a început să fie atentă, sigur, un pic... Poate și asta și acum câteva luni, când mă plimbam prin Govora, tot așa să ne uităm la niște clădiri, auzeam două doamne cum vorbeau despre arhitectura de vilegiatură și cât de important e urbanismul și toate lucrurile astea și mi se părea atât de exotic și în același timp, da, și mi-am dat seama că, de fapt, lumea din Govora, sigur că s-a racordat unei percepții, da, unei percepții că, da, Govora are potențial și deci nu e chiar așa orice fel de oră. Orice fel de oră. Da. Ce sănătate ai curățit. A funcționat. Radu și Ștefania, mulțumesc foarte mult că ați venit alături de noi. Mulțumesc. Sper că v-a plăcut podcastul de data asta și invitații noștri. Dați un like și un share ca să arătați că vă pasă. Eu am fost gazda voastră, Radu Negoiță. Ne vedem data viitoare la Oameni în Spațiu. Salut!